Tragedie într-o familie din Bârlad. Romeo Angel, un fost polițist al IPJ Vaslui, care lucra la poliția Bârlad în vârstă de 60 de ani, supărat că nu poate obține din spital pentru mama bolnavă un aparat de oxigen care îi lipsea. S-a agitat atât de mult încât a făcut infarct și a decedat acasă, pe 30 decembrie 2022. La o zi distanță a murit și mama lui. Romeo Angel, care lucra la poliția Bârlad, a făcut infarct la doar 60 de ani. Bărbatul era supărat că nu poate obține pentru mama bolnavă un aparat de oxigen de care aceasta avea mare nevoie. Bărbatului, de meserie polițist, i s-a făcut rău și a murit acasă pe 30 decembrie 2022. Bărbatul, de 60 de ani, avusese înainte de a face atac de cord un conflict verbal cu cadre medicale din spitalul Elena Beldiman, care i-au spus că nu îi pot da acasă aparatul de oxigen al spitalului, care este pe inventar și că trebuie să meargă la o firmă specializată pentru a-l obține, deoarece există un protocol cu Casa Județeană de Sănătate Vaslui care achită integral banii firmei pe aparatul respectiv. Având probleme la inimă, bărbatul a făcut un infarct care a fost fatal în acea seară acasă. Din nefericire, a doua zi la spital a decedat și mama fostului polițist, Romeo Emanuel Angel, de 60 de ani. Durerea familiei are o dublă intensitate, iar cuvintele nu pot fi destule pentru a înțelege cineva prin ce trec aceștia. Soția fostului polițist, care și-a pierdut soțul și soacra, fiul polițist și el, care și-a pierdut tatăl și bunica, iar sora fostului polițist își duce la groapă mama și frate, relatează Vremea Nouă.ro.